Azi dimineață, biroul electoral județean a fost închis, deși potrivit programului afișat pe ușă, cineva ar fi trebuit să fie prezent. Prefectul de Gorj, Alin Văcaru, a confirmat că trebuia asigurată permanența și a plecat în verificări. Nu știu astfel de informații, o să merg să verific. Din câte știu, programul este de la ora 10 la ora 16, la cele două birouri electorale județene, cel de la Senat și cel de la... de la europarlamentare. Nu știu, o să discut cu domnul judecător, cu domnii judecători, să vedem de ce poate în perioada asta de după vacanță au schimbat programul, nu știu, o să verific. La biroul electoral județean pentru europarlamentare a apăruse cineva, Camil Deaconu, reprezentantul prefecturii, a recunoscut că biroul fusese închis. Am fost acum câteva minute aici și nu era nimeni. Am bătut la ușă, am încercat de ușă, era închisă. Unde ați fost? Eram eu la biroul electoral de sus, cu doamna judecător Mori. Sigur că... Da. Deci era sigilat. Nu, era închis biroul. Păi nu pot lăsa deschis cât este aici. Asta nu poate să stai deschis. Da, dar aveți un program și nu era nimeni înăuntru. Programul este de la 10 la 16. Nu. Sigur că... Prefectul și-a continuat verificările și la biroul electoral județean pentru alegerile parțiale, care era un pic mai populat. Aici sunt. Asta e pentru Senat. E biroul electoral pentru Senat. Cele două birouri electorale funcționează separat, au o componență diferită și nu se suplinesc reciproc. În ambele, permanența trebuie asigurată potrivit programului stabilit de biroul electoral central.